Dacă o mierlim aici, măcar o să găsiți filmarea asta. O să știți ce și cum. Cum s-au petrecut. Minunea. Unde a ajuns Axel? Pe 2 februarie. Și la pantalon scurt. Deci 2 februarie. Pantalon scurt și suntem în vârful. În vârful unui deal. Habar n-am, în vârful cui suntem. Prindem elicopterul din urmă. Cu elicopterul ne vânează acum. Ionele, stai așa, nu? Ia uite ce a ieșit iarba pe aici. Nici n-ai zice că e februarie. Stânga? Ești nebun? Ce m-am omorât. Păi ne trebuie lift pe acolo. Ia uite și nisip și 90 de grade în sus. Și câini dacă te oprești. Bă, dă-o naiba, voi glumiți. Aha! Ce cauți pe jos? Hai mai repede să-i spune lui Titel că nu-i văzut. Cu o urcare... Că nu se uită la filmare. Te bagi la creație? Sper că nu vrei să o și coborăm. Nu că e filmarea. Gata. Hai că dăm și un sprint acum pe picioare. Să vezi cât avans luăm. N-ai cum să urci pe aici, ești nebun. Păi pe aici am zis că am urcat. Nu e ca aici, ai nebunit. Ca acolo e. Asta e o urcă acum. Ia să vedem. Pariu că nu urci. Pariu pe o bere. Și un picior jos nu se depunctează. Nu.
Ia uite, mă, tehnica. Bravo, am să-ți dau o bere. Iată unde suntem aici, pe un drum, pe lângă baraj. Zici că suntem la Red Bull. E prea tare. Bine, e abrupt. Ne urcăm pe picioare. Și compadres, care împreună au câte kilograme am eu, iar uroară la goană în sus pe deal. Dar îi prindem noi din urmă cât de curând. Nu-i lăsăm. Aici se mai domoli. Dar tot am chef să mă urc pe ea. Terminarăm de urcat și Golgota spre crucea lui Sfântul Petru. Tot înainte pierdurăm trupa de șoc. Bă, cuminte! Uite cum urc eu de-alu. Pe unde intrarea? Ia uite pe unde ajunsărăm. Dar sunt în față. Dușmanii sunt în față, că-i aud. Le luară urma câinii. Au lătrătorii mai în față. Mă fac tracker. Ia uite-i urma. Uite aici surmele. Le luai urma. Foarte brută chestia asta. Zici că ajunsărăm pe undeva prin America pe aici. Uite cum arată și pomul ăsta. Prin deșert. Băgărăm la consum, că nu mai ține. Urcăm de un sfert de oră, de jumătate de oră, cred că pe aici. Adică mai bine să împingem la bicicletă. Urcărăm Ciomolugma. Ia uite de unde venim. Prea șmecherie. Și când te gândești că e februarie. Și când te gândești că e februarie. Dar pe unde sunt? Los Amigos. Că nu-i mai văzui. Nu-i mai auzit, nu-i mai văzui. Hai că nu mai e mult, tot așa mă mint de jumătate de oră. Ce pom interesant pe aici. Nu sunt multe locuri care vezi așa peisaj. Cred că nu-s mai deloc locuri în România, vorbesc, să aibă așa peisaj fain. Deci ziua a fost câștigată. Nu pierdurăm degeaba, ajunsărăm pe aici. Merită tot efortul să urcăm. Dificultate sporită. Iată mai că se apropie de finish. Cred și sper. Hai că mai mergem și pe ea.
Uha. Uha, Fu la limită să ne oprim acolo. Și să o luăm în reverse. Să o luăm în marșalier. Dacă o mierlim aici, măcar o să găsiți filmarea asta. O să știți ce și cum. Cum s-au petrecut. Minunea. Păi ce sărată e transpirația. Îmi recuperez din săruri. Ia uitați aici peisaj. 2 februarie. Uitați unde a ajuns Axel. La izmana scurtă, suntem chiar sub stâlpii de înaltă tensiune. Acolo jos e barajul și ne mâncă undeva să urcăm toată chestia asta, dar merită. Deci merită tot efortul. Nu fu degeaba. Hai să vedem ce mai e, că avem un timp. Dacă tot ajunsărăm pe aici, ce zici, că nu e o ieșire? Păi nu, că mai urcai și pe anul, nu mai l-am prins. Mai și filmai, să știu. Știu, știu, băi, mă tot nămoli. Da, eu zic că totuși, hai să încercăm să vedem pe unde duce. Dacă tot ajunsărăm, nu ești curios? Eu mă luai după voi. După urme mă luai, că vedeam urmele, știi pe unde. Haide, păi da, și o să transpira, să nu stăm aici în pădure. Că nu se... Va alerga răcâinia pe jos. Eu cred că mai mă uitam. Se tot auzea în spate ceva, dar nu mai. Da, după voce, confirm. Nici pe ea nu-i văzui, dar nu s-a tu nici la ea. M-a auzit ceva, da. Nu știu, cred că se cără. Se auzea ceva mișcare. Băi, o luai pe aia. O luai pe audă. Trasa. Băi, ce face asta? E pe rupere? Uite. Da, așa încântă de când veni. Da. Așa se vaite de la plecare. Super tare. Teoretic ar trebui să începem și să coborâm. Nu? Ți se pare, bă?
Și face mie, nu? Era să o comitem. Ezitarea, dacă vedeam un pic mai tare, ori treceam, ori picam în ăla. Sănătate! Sănătate! Au mai trecut doi băieți? A, sunt în față. Și unde duce drumul pe aici? E, perfect, că ziceam să ne mai întoarcem pe unde urcăm pe aici, prin pădure. Da, da, prin gură. Da, împinsărăm la ele, trăsărăm. Eu de-abia ies cu tractorul pe acolo când mă duc. Ia uite un cățel. A, da, da, da. Da, da. Am avut de mult un ăla, un M4 să s-a intunut, cu ăla e. Da? Da, 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 și cu ăla mergea greu și ăla. Eu așa, n-aveam treabă, da? Și tractorul, am tractor cu dublă tracțiune, de-al mic de teu. Da, e abrupt rău de tot, vă zui. Da, să nu mai dai pe mai trecut la unii cu două motoriete. Aha, da. E, noi cu mușchii. Da, nu te mai bagi. Sănătate. Ia-o tot așa, tot în vale. Tot în vale. Da, dreapta înainte. Țin stâlpii. Numai bine, sănătate. Hai căprița, ta-ta-ta, căprița-ta. Așa nu mă văzura. Intra exact în turma de capre. Ță-ță-ță-ță, păi, ieduț. Mulțumesc, mulțumesc! Prinsă-i turma. În sat, jos, e foarte bun. Nu știu, dar ce că ieșim la Severin, e bine. În dreapta e să s-o ținem, nu în stânga. Și dacă făceam încolo? Nu era bine, cică. Așa am spus omul cu turma, am zis, băi, e să fac dreapta pe lângă stâlp să țin. Da. În alt sat. Luăm toate satele, tot ne prinde noaptea. Păi da, să o lăsăm. Făcurăm destulă aventură. Hai că e mișto, că așa te înveți să mergi pe nămol. Prea numai la turele nămoleam. Le mai nămolim și așa. În afara programului.
Aia, la tine poate, eu luai alte trase. Luai una de era să pic în... Băi, ce mă aruncă, n-am nici ochet. Mă aruncă de mult de pe roșii, n-am ochet. Risc cu meserie. Hai că fu faină. Zicea că nici cu tractorul nu urcă pe acolo. Cu IMS-ul se lăuda. De unde venirem noi? Se vede civilizația? Mersărăm ceva înseamnă. Și diferența cât? 500, cred că? 500 și? Tare! Să mai facem o dată? Corect! Dar zic să o coborâm întâi pe asta și să fie tura întreagă. Nu mai îmi trebuie masaj o lună. Na. Stai un pic că nu mai simt mâinile. Ah. Mă să tu și încordat. Cred. Și pe mine mă rupere, dacă nu știai cum să lași. Dacă aveam cauciucuri groase, o lăsam tare, dar că vine o mașină. Nu fai natură. Nu știu asta unde are ieșit brumă. Ce, nu fu bine să mai mergem un pic să ieșim pe aici? Ba, dar nu știu asta dacă o duce. Voi vreți înapoi acum? Păi lăsim pe părăniță. Nu mai. Vreau asfalt acasă să se spăl de mult. Ce ai? Nu o să spăl, mă, că ești curat. Uite ce cauciuc curat ai. Să curățară cauciucurile astea. Da, dar n-am văzut ochelari și m-a aruncat în ochi pe acolo pe sus bucăți.
Nu calculai bine. Hai mă! Eu mă duc acasă! Eu mă duc acasă! Pa!